Neatenția și viteza fac victime. O demonstrează și șoferul unui autoturism care nu a ținut cont de semnificația indicatorului stop și a pătruns în intersecție cu viteză. În plus, acesta a rănit ușor cei drept și un șofer care circula regulamentar. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat în vârstă de 28 de ani din comuna Bălăcița, timp ce conducea un autoturism pe strada George Coșbuc, nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus regulamentar de către un bărbat în vârstă de 60 de ani din Drobeta Turnu Severin. În urma impactului a rezultat rănirea celui de-al doilea conducător auto. Bărbatul rănit a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Acesta suferă și de diabet, ceea ce i-a agravat starea. A avut un traumatism toracic, sau cel puțin un traumatism toracic, dar mai are și alte patologii, o să mergem la spital, l-am echilibrat acum un pic și o să mergem la spital pentru investigații suplimentare. Primele evaluări ar necesita internare, stabil? Acum este stabil, dar vedeți, noastră post-accident totdeauna pot să fie surprize și dacă mai se adaugă și o patologie mai veche, e bine să fie într-o unitate medicală. Se pare însă că, deși a rănit un om, șoferul vinovat nu a dat nici doi bani pe lege și până la sosirea echipajelor de poliție a deplasat mașinile de la locul producerii accidentului. Deși șoferul care a ajuns la spital nu a fost grav rănit, s-a ales cu o sperietură pe cinste, iar mașina pe care o conducea a fost avariată în mare măsură. Cel vinovat de producerea evenimentului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.